Bună, dragii mei, ce faceți? Bine ați revenit din nou pe canalul nostru. Astăzi o să vă arătăm niște cumpărături pe care le-am făcut de la magazinul CNA, un magazin de haine, după cum bine știți. Avem niște plăsuțe aici, în spate. O avem și pe Bia. Așa. Aceste plăsuțe au costat fiecare pungă 15 euro. Se cheamă Überraschung Tüte. Eu am descoperit acest lucru prin intermediul familiei Gogu, pentru că la ea am văzut că poți să mergi la CNA și să-ți cumperi aceste plăsuțe, fiecare 15 euro cu 7 piese. M-am grăbit să îmi cumpăr și eu aceste plăsuțe. Am cumpărat pentru fiecare câte o plăsuță. La copii, în schimb, pentru Bia am două plăsuțe și pentru Andrei am doar una, pentru că nu mai aveau o mărime în plus. Așa că, din păcate, Andrei a rămas doar cu o plăsuță. Bia este cea norocoasă, pentru că ea are două plăsuțe, adică mărimea care o poartă acum și mărimea următoare. Da, noi ne-am gândit că acest magazin CNA face lichidare de stoc și au venit cu ideea asta și s-au gândit să facă plăsuțele astea surpriză cu 7 piese. Așa că o să iau prima plăsuță. După cum vedeți, aici scrie familia Moisi, ora la care am fost și am luat plăsuțele, magazinul CNA. Și avem așa, deci pe mine am această cămășuță albă, o să o vedeți imediat la prezentare cum arată. Este o cămășuță cu material sintetic, dar e destul de ok, destul de confortabilă. Îmi place că e așa lărguță și că poți să te miști bine. Iar aici la fermoarul se află aceste pietricele gen Swarovski, așa cum îmi plac mie. Tot ce strălucește îmi place și îmi place că în spate este mai lungă ca partea din față. Na, e ok, îmi place, este o cămașă destul de confortabilă, de ok, de purtat așa la ocazii mai speciale. Iar blugii pe care i-am, pe mine sunt iarăși niște blugi foarte confortabili, se așează bine, nu mă deranjează, nu mă strâng. Îmi place că sunt cu această curelușă. Nu știu dacă puteți să vedeți, cu această curelușă eleganțică. Așa, și îmi place că sunt mai subțire, adică dacă vine primăvara o să-i port pe acești blugi. În fine, mai departe o să vă arăt această bluză, care este una, cred că este o bluză de primăvară. Adică o să o port în scopul acesta ca un fel de jachetică și îmi place că este călduroasă, din lăniță. Mărimea este L. Și trebuie să vă spun prețurile. Deci această bluză a costat 34 de euro. A fost redusă la 20 de euro. Și eu am cumpărat-o cu 2 euro. Deci vă dați seama ce afacere am făcut. Așa că cu această bluziță o să mă vedeți mai în toate vlogurile dacă o să ieșim pe afară. Pentru că este super confortabilă și ok, așa ca de primăvară. Următoarea piesă este o, eu știu ce să zic, este așa ca o bluziță cu fermoar pufoasă, din pluș. Cred că materialul este un fel de pluș. Și este tot așa pentru primăvară, cred. Bine că pot să o port și acum, în perioada asta mai rece, pe de sub geacă, dar mă gândesc că când o să vină primăvara, când o să încălzească afară, o să pot să o port la un tricou ceva. Mărimea tot așa este L și a costat 13 euro, a fost redusă la 5 euro, iar eu am cumpărat-o cu 2 euro. Și este foarte pufoasă, așa, și foarte moale, și mie îmi place foarte mult tot ce e moale. Apoi am această cămășuță de blugi. Îmi place
foarte mult cum se așează pe mine. Mie îmi plac cămășuțele astea de blugi așa, pentru că sunt mai tot timpul la modă. Îmi place că este prevăzută cu năsturel aici unde se poate strânge mâneca, să o faci mai scurtă. Așa, și da, prețul a fost 24-25 de euro, deci vă dați seama că a costat ceva cămășuța asta. Apoi a fost redusă la 15 euro și eu am luat-o cu 2 euro. Da, deci această cămășuță îmi place foarte mult. Deci tot ce am primit eu chiar îmi place pentru că mi se potrivește și aveam nevoie de niște cămășuțe din astea așa mai lărguțe. Pentru că am mai luat câteva kilograme în plus, din păcate, dar e ok, îmi place că mi se potrivesc. Iar cămășuța aceasta, nu știu să vă zic cât a fost, trebuie să o întorc, de fapt o să rup eticheta ca să vedeți. A costat 20 de euro, a fost redusă la 10 euro, iar eu am luat-o cu 2 euro. Așa, bun, și blugii... La fel, să văd cât au fost. Ăștia știu că au fost scumpi. Au fost... Unde e eticheta? Blugii au fost 40 de euro, deci foarte scumpi. Au fost reduși la 20 de euro, iar eu i-am cumpărat cu 2 euro. Deci mi se pare foarte tare afacerea asta. Adică am făcut o afacere, să știți. Așa, noroc cu familia Gogu, pentru că altfel nu știam de magazinul Sasinei că face așa, că fac așa ofertele astea cu plăsuțele surpriză. Aici avem un aici am un fular. Ăsta o să-l port, bineînțeles, la iarnă, la iarna următoare. Este destul de grosut și pot să-l port așa ca un bolero. Nu l-am desfăcut, dar cred că o să le fac să vedeți și voi cam cum arată. Ia uitați ce frumos este fularul. De fapt este un șal așa și îmi place că este grosuț, moale, din leniț așa. Ia uitați ce frumos așează și culoarea este una superbă, culoarea khaki, care îmi place mie foarte mult. Ia uitați, deci pot să-l port așa și a costat 13 euro, așa, a fost redus la 7 euro, iar eu l-am cumpărat, bineînțeles, cu 2 euro. Fiecare piesă a costat 2 euro. Așa, și ce am mai primit? Eu am primit niște ciorăpei, niște ștrampi de damă, bineînțeles, mai subțirei, ăștia o să-i port la... O rochiță, ceva. Au fost 10 euro. I-au redus la 5 euro și, bineînțeles, că am luat cu 2 euro, da? Deci asta este plasa mea și să vă arăt și bonul, ca să nu credeți că vă mint. Aici, undeva, vedeți? 15 euro a costat plăsuța mea. Adică fiecare costă 15 euro. Apoi, trecem mai departe la plăsuța lui Iubi. El a primit o pereche de blugi, ca și mine, niște blugi foarte faini, de la denim, ia uitați, și au costat 30 de euro. Blugii lui au fost mai ieftini ca ai mei, cu 10 euro, chiar ai mei au costat destul de mult. Au fost reduși la 20 de euro și i-am cumpărat la 2 euro. Super tare! Așa, ce am mai primit Iubi în plăsuța lui? Un hanorac cu glugă, culoarea pământului. Ia uitați ce frumos e și cum mi se așează. Îmi place că este mai grosuț, iar acum în perioada asta așa mai rece, adică și primăvara poate fi purtat acest hanorac cu o vestă, ceva. Vine chiar foarte bine, iar lui Iubi îi place mult acest hanorac și culoarea în sine, deci e mulțumit de ce a găsit în plăsuța lui. Iar faptul că are aici în față buzunărașul ăsta, iarăși îi place foarte mult. Apoi am mai primit
eu știu, o bluză cu anchior în față. Așa și așa. Nu prea este încântat de această bluză, dar mie îmi place cum mi se așează. Este așa, un pic mai eleganțică. Ia uitați. Și are în față N-ul ăsta. Zici că este o bluză americanească. Da, și a costat 20 de euro. 20 de euro. A fost redusă la 10 euro, da? Deci, super tare. Îmi place mult. Da, 50% rabat a fost. Așa, ce am mai primit eu? Un fular și el. Bineînțeles că ăsta o să-l poarte la iarna următoare. A fost 10 euro, redus la 4. Și ce mi-a plăcut mie cel mai mult este că a primit două perechi de pantaloni de ăștia de pijama. Așa, mai în carouri, cum îmi plac mie să fie pijamalele. Chiar nu avea genul ăsta de pantaloni. Și au fost... Deci astea două perechi de pantaloni au fost 25 de euro, reduși la 10 euro. Bun, și ce-a mai primit el? A primit o pereche de mănuși. Chiar așa, mănuși din astea nu a avut niciodată și chiar mă bucur că le-a primit. Astea au fost 6 euro, reduse la 2 euro. Și... Ciorapi englezești, în părerea mea zici că sunt ciorapi englezești, din bumbac bio cu aloe vera, super tare, 5 euro, au fost 10 euro și au dus la 5 euro. Și gata cu căsuța lui, să trecem mai departe la căsuța lui Andrei, iarăși la copii mi-au plăcut foarte mult... hainuțele, pentru că sunt așa mai de primăvară, sunt și câteva de iarnă, ce drept, dar chiar super. Ia uitați ce căciuliță frumoasă. Asta o să o poarte în iarna următoare. A fost 7 euro și au redus-o la 3 euro. Opa! Și este așa, plușată de dedesubt, nu prea se vede, nu știu ce, dar oricum este super tare căciulița asta. Și aici avem niște două seturi de ciorăpei mai lungi așa, nu știu ăștia cum sunt, în fine, dar sunt perfect pentru primăvară, pentru că ăștia sunt mai subțiri, iar ăștia sunt un pic mai grosuți așa, o să-i mai poarte prin casă sau chiar o să-i poarte... în toamnă sau în iarnă. În fine, sunt bucuroasă că am primit în plăsuța lui Andrei și ciorăpei. Chiar nu mai avea sărăcuțul. Ăștia au costat 7 euro și au fost reduși la 3 euro. Iar ceilalți au fost tot așa. Și îmi place că sunt cu Minecraft, ceea ce îi place la Andrei foarte mult. Jocul ăsta cu roboții. Așa, și acum să vă arăt bluzițele care le-a primit Andrei. Trecem rapid. Asta este o bluziță drăguță, așa subțirică, bună pentru primăvară. Mărimea lui este 116 și a costat, stai așa că nu am prețul la asta, au venit împreună, da, deci asta are prețul. Ia uitați cât este de drăguță, vedeți, cu mașină de pompieri, așa cum îi place lui, sunt din Bumbăcel, materialele, au fost fiecare 8 euro, reduse la 4 euro. Da, și astea o să le poarte acum, în perioada aceasta. Apoi a primit o pereche de pantaloni mai grosuți, dar chiar sunt ok pentru că merge. Oricum primăvara este mai răcoroasă așa în Germania și o să-i poarte cu siguranță. Au această curelușă care reglează pantalonașul să fie mai strânt sau mai larg,
depinde cum are nevoie. Iar materialul este unul de bumbac, de desubt. Sunt plușați așa. Vezi? Foarte fain. Au costat 13 euro și i-au redus la 7 euro. Dar noi am luat cu 2 euro fiecare piesă. Așa, și ce mai are? Ce mi-a plăcut mie foarte mult la Andrei, a primit această cămășuță elegantă cu motive de Crăciun. Asta o să o poarte el la Crăciunul următor. Vedeți? Pinguin, Moș Crăciun, brăduț, nu știu ce. Și are și acest papion roșu. Chiar se potrivește foarte bine cu cămășuța asta. Deci asta o să o poarte la Crăciunul următor. Și mai avem pijamăluțe. Tot cu mini-craft, cum îi place lui. Astea sunt așa mai pufoase, material de asta de pluș. Au costat 8 euro, iar ei au redus la 4 euro. Produsele de la C&A sunt foarte bune, foarte calitative, așa. I-au mai cumpărat de la C&A de foarte multe ori și chiar sunt rezistente, adică nu se strică, nu se rup. Le poți purta mult și bine. Iar la mine avem două plăsuțe, dar o să vă arăt doar... De fapt, o să vi le arăt pe amândouă, pentru că aici avem ciorăpei, chiloți... În fine, o să vă arăt ce și cum. La prima plăsuță avem un set de ciorăpei, așa. Ia uitați ce fain sunt și sunt așa lunguți. De toate culorile, pe roz, albastru, alb, verde, în fine, sunt foarte fain. Și chiloței, cei din ăștia boxeri. Ia uitați ce drăguți sunt. Așa, din bumbac, bineînțeles. Au costat 7 euro și au fost reduși la 3. Iar ciorăpeii lui Via au fost și ăștia 6 euro. Tot așa, la 3 euro au fost reduși. Ce mi-a plăcut mie foarte mult este că Via a primit un compleu din ăsta așa de sport cu Friends. Ia uitați ce drăguță e bluzița. Bluzița a costat 13 euro și a fost redusă la 7. Chiar materialul este doar bumbac. Poate că are și puțin elastant, nu știu. Dar în orice caz sunt foarte, foarte comozi, așa, foarte confortabil. Și materialul este mai subțirel. Deci poate să-l poarte... mai la primăvară așa, cu o jachetică, ceva deasupra sau chiar cu o vestă. Și îmi place că este cu Friends, cum îi place ei. A descoperit serialul Friends și acum are pantalonași cu Friends. Apoi are această bluziță. A primit această bluziță pe rozul ăsta așa prăfuit cu... în față are un fel de borsetă, cum să vă zic eu, atașată, adică în bluziță, cu fermoar. Știți? Și îi place foarte mult ei bluzița asta, chiar s-a îndrăgostit de ea din prima. Plus că are și glugă, da, bună pentru școală, pentru afară. Și nu m-am spus cât a costat. Lăsați că nu mai are eticheta. Ia uitați ce etichetă mișto cu Friends. Bluzița aceea galbenă a costat 13 euro și au adus-o la 8. Iar bluzița asta la altă roz tot așa a fost 13 euro și au adus-o la 7 euro. Pantalonașii cred că au fost în set cu bluzița. Au fost... bluzița a fost și a 13 euro și au redus-o la 7. Bun, și acum ce mai am să vă arăt din plăsuța asta? Tot un hanorac
pe alb. Billy, zici că este de la Michael Jackson, Billie Jean. Ia uitați ce drăguță e, tot așa, cu glugă. Este mai grosuță. Asta poate suporte Bia acum, în perioada asta, cât mai este iarnă. Nu v-am spus, mărimile lui Bia sunt 158 spre 164, cam așa. Și asta a costat, nu mai am eticheta, că a luat-o Bia. Nu știu cât a costat, dar tot așa undeva la 15 euro. Așa, și în următoarea plăsură avem piese la fel, cu mărime mai mari. În schimb, o să vă arăt ce a primit așa, ca chestii în plus. Are această căciuliță. Ia uite ce drăguță e. Tic, tic. Faină că are și moțul ăsta. Bineînțeles că o să o poarte la iarnă. A costat 10 euro și au redus-o la 5 euro. Foarte faină. Iar aici avem niște ștrampi cu pietricele. Ia uitați ce drăguțe sunt. Mai grusele, dar poate să-i poarte acum în primăvară cu o fustă ceva. Au fost 10 euro și i-au redus la 5. Iar aici avem din nou chiloței, o grămadă. Mi-a plăcut că au pus chiloței la copii, adică Bie în mod special, și lui Andrei au pus ciorăpei. Chiar e săracul, nu mai avea ciorăpei, și chiloței tot așa. Și cam astea sunt produsele pe care le-am găsit în punguțele astea de punguțele surpriză, Upera și Tute. Deci, vă dați seama, am făcut o afacere, pentru că fiecare a costat 15 euro, a câte 7 piese, deci vă dați seama ce ofertă faină au făcut cei de la magazinul C&A. Foarte bună ideea. Deci dacă ar mai face și alte magazine așa, ar fi super tare. Dau un exemplu, cei de la H&M sau cei de la New Yorker ar putea să facă genul ăsta de oferte cu Uberaș și Tute, cu plăsuțele surpriză, dar cei de la C&A au fost cu un pas înainte și au făcut ei toată afacerea asta, adică chiar au avut succes, pentru că foarte multă lume au cumpărat de la ei. Și noi, atunci când am sunat ca să facem comandă de aceste plăsuțe, am așteptat o grămadă, pentru că, vă dați seama, erau foarte mulți pe fir și am așteptat până am reușit să-i prindem, când au fost liberi, să zic așa, câteva secunde. Am reușit să îi prindem ca să putem face și noi comanda asta. Hăinuțele noastre, plăsuțele noastre, le-am luat de aici, din zona unde avem noi magazinul, iar plăsuțele copiilor le-am luat din Ulm, din orașul mai îndepărtat. Nu am reușit să le luăm din același magazin, pentru că nu au avut pe stoc. Și așa am reușit să găsim la celălalt magazin. În fine, important e că am reușit să cumpărăm aceste plăsuțe și iată, le-am făcut cu niște hăinuțe de primăvară. Chiar vroiam să cumpărăm ceva. Am avut norocul ăsta, nu am mai cheltuit atât de mulți bani și cam asta este. Dacă v-a plăcut acest clipuleț, nu uitați de like-uri și nu știu, poate o să mai facem clipulețuri de genul, nu știu, cu să vă mai arătăm cu ce o să ne îmbrăcăm noi în primăvara asta, să facem așa ca o modă, o prezentare de modă, de exemplu la Bia, cu ce o să îmbrace primăvara asta, sau eu o să vă arăt, nu știu, hăinuțele mele pe care vreau să le îmbrac în lunile următoare și nu știu, vedem. Vă pup tare, tare, dragii mei, și ne revedem, bineînțeles, cât de curând cu un nou filmulet.